Zi de sărbătoare, moment istoric în Arhiepiscopia Sucevei și Redăuților, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, la 4 aprilie 2021 a fost redeschisă Mănăstirea Pătrăuți, cel mai vechi lăcaș de cult rămas de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Redeschiderea mănăstirilor închise în urma ocupării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în 1774-1775 este o prioritate anunțată de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic din primele zile de după întronizarea sa ca arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Până în prezent a fost redeschisă mănăstirea Solca în 7 martie 2021, fiind instalat primul stareț după 236 de ani de la închiderea mănăstirii. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat sfânta și dumnezeiasca liturghie, nu înainte de a instala ca stareță, prima odată cu redeschiderea mănăstirii, pe monahia Alexandra Bădrăgan, de metanie de la mănăstirea Sucevița. Unde era mai potrivit sau când era mai potrivit să se facă instalare și nou început la această sfântă mănăstire, decât acum, Duminica Sfintei Cruci, biserica de aici, având hramul înălțarea Sfintei Cruci, fiind pusă sub ocrotirea Sfintei Cruci. Și dacă la jumătatea lui septembrie noi prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, astăzi, la jumătatea Postului Mare, trebuie să ne gândim la altceva, nu la arătarea Sfintei Cruci, nu la înălțarea ei, nu la vederea ei cea din afară. Ce cuvintele Sfintei Evangheliei și semnificația zilei de astăzi ne îndeamnă la a lua crucea și a o face pe din lăuntru, a nu ne însemna doar cu semnul Sfintei Cruci în cele din afară, lucru bun, folositor, care aduce pavăze de la Dumnezeu și îngrozire demonilor, nu doar a o pune la răspântii, nu doar a o pune la casele noastre, nu doar a o vedea, ci cuvintele Sfintei Evangheliei ne îndeamnă astăzi la a o lua pe din lăuntru, bineînțeles. Că atunci când zice Domnul Hristos, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, dar toată lumea înțelege că nu o să ne luăm fiecare câte o cruce în spate, așa cum a luat-o Domnul Hristos când urca spre Golgota și să începem să umblăm pe aici. Este o interiorizare a crucii, o pecetluire cu semnul Sfintei Cruci a tuturor gândurilor, a tuturor cuvintelor, a tuturor faptelor, a întregii noastre ființe. Așa cum punem pistornicul, pecetea, pe pâinea pe care noi o aducem la biserică și-i prescură, și nu mai pâine obișnuită, ci e pâine destinată a fi sfințită, tot așa trebuie să punem pecetea Sfintei Cruci pe toate ale noastre, ca toată lumea să ne cunoască, avem pecetea cea sfântă. Oamenii se vadă că suntem pecetluiți cu semnul Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa cum în vechiul legământ, cei care aveau litera Tau însemnată aici pe frunte, litera Tau, care în alfabetul ebraic avea forma unei Sfintei Cruci, de aceea nu se puteau atinge, nu se putea atinge răul, demonul, vrăjmașul. Tot așa, având noi pecetea aceasta întipărită pe din lăuntru, dar deși pe din lăuntru ea trebuie să iasă în afară prin toate cele pe care noi le facem, oamenii să ne recunoască, a cui sunt ăștia? A cui sunt oamenii aceștia? Ai celui care a fost răstignit. Dacă purtăm crucea, dacă toate ale noastre sunt după cruce, dacă viața noastră este asemenea cu cel care a purtat crucea, înseamnă că noi purtăm și noi crucea și oamenii ne recunosc a fi urmași ai celui purtător de cruce, adică ai Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, pentru a putea face asta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne zice că trebuie să facem ceva înainte, ca pregătire, fără de care nu putem să ducem crucea. Și prea puțin zăbovim pe cuvintele acestea. De cele mai multe ori știm ce înseamnă a-ți lua crucea, ci știm ce înseamnă a avea crucea fiecăruia,
Dar Domnul Hristos spune, oricine voiește să vină după mine, trebuie să facă mai întâi ceva. Și anume, să se lepede de sine. Ce o fi însemnând asta? Ce înseamnă să te lepezi de sine? Care sine? Dar de ce să mă lepăd de ceva care mie îmi place, care e a meu? Dar totuși în Sfânta Scriptură, într-altă parte, spune să te iubești pe tine însuți. Nu zice acolo Domnul Hristos să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci eu îl iubesc pe aproapele meu așa cum mă iubesc pe mine. Deci este o iubire de sine aceasta. Și atunci cum să mă lepăd de sine? Iubiți credincioși, plinitul s-a și s-a săvârșit după cât a fost într-o noastră putință cele care au fost pentru astăzi rânduite. Și pentru că vă știu că sunteți oameni cu inimă bună, cu inimă largă și cu inimă primitoare, în fața dumneavoastră mă plec și vă mulțumesc și vă rog să primiți obștea aceasta astăzi mică, doar din trei maici. Să o primiți dumneavoastră așa cum știți mai bine, să le înconjurați cu dragoste pe maici, să le fiți alături, totdeauna să găsească în dumneavoastră un sprijin, măcar o vorbă bună, o vorbă de încurajare, dacă altceva poate nu se va putea. Să le fie drag maicilor atunci când se întâlnesc cu dumneavoastră și dumneavoastră șișderea, să vă fie drag să veniți la această mănăstire. Că ea dumneavoastră, ea lui Dumnezeu mai întâi, bineînțeles, e bucuria Maicii Domnului, e bucuria Domnului nostru Iisus Hristos, e bucuria Sfântului Voievod Ștefan. Și dacă Sfântul Voievod Ștefan a rânduit această bisericuță să fie loc în care să se slăvească numele lui Dumnezeu și în jurul căruia să fie o mănăstire de maici care, printre altele, să aibă grijă de răniții care erau pe câmpurile de luptă sau pe la cetatea Sucevei, acum această mănăstire să aibă grijă de altfel de răniți, de răniții de noi, de necazurile noastre, de durerile noastre, de păcatele care le rănesc, pentru că de astăzi începând, rugăciunea va fi mai mult aici. Dacă până acum era doar în duminici și în sărbători, de acum zi de zi și dimineața și seara și la noapte și noaptea se vor săvârși sfinte rugăciuni, mai întâi în paraclis și după aceea când se va termina aici cu ajutorul lui Dumnezeu și în Biserica Sfântului Voievod Ștefan. Bineînțeles, dumneavoastră aveți dreptul și puterea și alegerea să vă duceți și aici, vă primesc maicile cu mult drag și la biserica din sat, bineînțeles, eu sunt bucuros și mulțumesc din toată inima părinților că au venit și au slujit astăzi împreună ca să arătăm că una suntem. Aveți pe părintele Cristian Constantin, pe papa i s-a dat și un ajutor, pe părintele Ștefan Marian și aici a venit astăzi părintele Gabriel care v-a fost alături atâția ani și părintele Serge pentru mai puțin timp, dar știu că v-a fost drag și vedeți că dacă v-a fost drag a venit și aici astăzi ca să arate că deși în alt preasfințit i-a rânduit o altă ascultare, dar noi tot una suntem, că aici, că dincolo, că la Pătrăuți, că la Sucevița, că la Dragomirna, că la Voroneț, că și unde una suntem dacă mărturisim pe Dumnezeu, dacă ne închinăm aceluiași Dumnezeu și dacă urmăm aceluiași Dumnezeu. Ca atare a fost o leacă frig, dar acum parcă ceva mai luminos decât dimineață și mai mult decât atât soarele cel deplin să ocrotească, să lumineze și să încălzească inimile noastre, că soarele nostru este Hristos Dumnezeu și sub a Lui ocrotire și binecuvântare să ne fie și ziua de astăzi și cealaltă jumătate a postului și toată vremea vieții noastre.
Amin. Sunt Maica Alexandra, stareța Mănăstirii Pătrăuți, care a fost redeschisă astăzi cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă în al preasfințitului arhiepiscop Calinic. După 200 de ani de la închiderea ei, în urma anexării Bucovinei în 1774, Imperiul Austro-Ungar. Este o mare bucurie pentru noi astăzi, este o mare responsabilitate care mi s-a încredințat și o mare bucurie în același timp. Nu pot decât să mă rog la Dumnezeu să mă lumineze, să mă întărească și să pot înțelege taina acestei ascultări care astăzi mi-a fost încredințată. Sigur, îmi doresc ca această mănăstire să fie o vatră monahală în care cultura și valorile morale împletite cu rugăciunea și cu munca să sădească în inimile noastre, să aprindă și să rodească dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. Sigur, este o mare cinste să fim astăzi aici în ctitoria slăvitului voievod Ștefan, mănăstirea fiind singura mănăstire sau prima mănăstire de maici întemeiată de Sfântul Ștefan la 1487. De-a lungul timpului a trecut prin foarte multe greutăți, în sensul că au fost foarte multe invazii, a suferit crunte devastări, biserica fiind rămânând fără acoperiș peste 160 de ani, iar mănăstirea fiind pustită. Ea a fost înființată sau reînființată la 1711 de episcopul Calistru de Rădăuți, care acoperă biserica și o redeschide ca mănăstire de maici. Mulțumim în al preasfințitului arhiepiscop Calinic, care ne-a încredințat această ascultare, preasfințitului Damaschin, care a fost astăzi prezent în mijlocul nostru pentru rugăciuni și pentru cuvintele pe care le voi păstra în sufletul meu. Mulțumim părintelui Exarh Nictarie și maicilor stareți și tuturor celor care au fost astăzi prezenți aici să se roage împreună cu noi. Și rugăm pe Dumnezeu ca tot ce facem, tot ce împlinim aici să fie spre slava lui Dumnezeu și bucuria celor care vor călca pragul acestei minunate ctitorii pe care Ștefan cel Mare a lăsat-o peste veacuri pentru noi toți. Sfânta liturghie a fost oficiată în curtea mănăstirii pe o scenă special amenajată. La eveniment au participat numeroși credincioși, precum și monahi și monahii, stareți și starețe de la mănăstirile bucovinene. Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop Calinic, s-a redeschis mănăstirea Pătrăuți, mănăstirea de maici Pătrăuți, desigur și cu ajutorul maicilor de la mănăstirea Sucevița și, sigur, implicarea mănăstirii noastre. Este o mare binecuvântare faptul acesta că, iată, din cele 21 de mănăstiri care au fost închise pe perioada habsburgică, ocupației habsburgice, încetul cu încetul, în al preasfințitul Părinte Calinic a purtat și poartă de grijă ca aceste locuri de rugăciune închinate maicilor sau călugărilor să fie redeschise. Această mănăstire Pătrăuți este ctitoria, după cum bine se știe, binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Este cea mai veche biserică păstrată în forma ei inițială. A fost ctitorită de domnitorul Moldovei în 1487 cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci și ne-am bucurat că în această zi preasfințitul Părinte Damaschin a așezat Maica Stareță Monahia Alexandra, de acum Stavrfora Alexandra, ca stareța mănăstirii nou reînființate, mănăstirea Pătrăuți. Dumnezeu să binecuvinteze obștea aceasta și harul lui Dumnezeu și purtarea de grijă a Domnului să fie peste această mănăstire. O zi istorică, mulțumim bunului Dumnezeu și Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul și al mănăstirii Voroneți și al acestei bisericuțe de la Pătrăuți, care este chiar cu un an mai veche decât mănăstirea Voroneți.
Și o felicităm pe Maica Stareța Alexandra și dorim putere de la Bunul Dumnezeu să-și ducă misiunea. Mă gândeam că ne spunea la întâlnire că în numai 4 zile a transformat dintr-un depozit într-o foarte călduroasă și primitoare trapeză. Astăzi este 4-a 4-a. Oare ce vom găsi aici și ce va face Maica Stareță timp de numai 4 ani de zile? Ce vom întâlni aici? Să-i ajute Dumnezeu să se termine lucrările de restaurare, dar mai ales să-și construiască obștea care să, prin jertfa sa, să sfințească acest locaș. Biserica Mănăstirii din Pătrăuțe a fost ctitorită în anul 1487 de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Hramul este înălțarea Sfintei Cruci, așa cum se arată în Pisanie. Eu, Ștefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, a început să zidească acest hram în numele cinstitei cruci anul 6995-1487, luna iunie 13. Biserica are pictură exterioară pe peretele de vest. În pictura interioară se remarcă scena Cavalcada Sfintei Cruci. Tabloul votiv păstrează unul dintre cele mai vechi portrete ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Mijlocitor al voievodului către Mântuitorul Iisus Hristos este Sfântul Constantin cel Mare. Viața monahală a decăzut rapid în noile condiții ale regimului austriac. Dacă în anul 1785 mănăstirea Pătrăuți avea o obște formată din 25 de vețuitoare, în doar 6 ani, în anul 1791, obștea era de doar 8 monahii, iar în 1798 de 6. Ultima mențiune despre o călugăriță din mănăstirea Pătrăuți datează din anul 1814. În cele din urmă, autoritățile habsburgice au desfințat mănăstirea, prefăcând-o în biserică parohială. În 1993, mănăstirea Pătrăuți a fost inclusă în lista monumentelor UNESCO în grupul Bisericile Pictate din Nordul Moldovei, fiind cea mai veche biserică ortodoxă din România pe această listă. Totodată, mănăstirea este cea mai veche biserică ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare, ce se păstrează în forma ei originară. Clopotnița din 1725 este și ea monument istoric. Începând din toamna anului 2003, s-au desfășurat ample lucrări de restaurare ale bisericii finanțate de Ministerul Culturii. Noua obște de Maice Mănăstirii, Înălțarea Sfintei Cruci, Pătrăuți, va continua viața monahală întreruptă în secolul al XVIII-lea și va îngriji și va promova patrimoniul material și simbolic din cele 5 secole și jumătate de existență a Sfântului Lăcaș. Thank you.
iubiți credincioși, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru cumințenia cu care ați participat la săvârșirea acestei sfinte taine. Slujba în sine este o predică, dar cei care doriți să aprofundați înțelesul duhovnicesc al sfintelor taine, nu vă rămâne decât să vă procurați această carte pe care am scris-o cu timp în urmă, intitulată Despre Sfintele Taine și Ierurgii. Pe care le-am împărțit în trei categorii. Tainele vieții spirituale, botezul, mirungerea și euharistia, tainele de întărire și de iertare, aș putea spune, pocăința și maslu și două taine speciale, căsătoria și preoția. Fiecare taină lucrează în parte, indiferent de credința celui care o primește. Pe când ierurgiile, pentru că partea a doua este dedicată ierurgiilor, se pot împlini în funcție de credința fiecăruia. De altfel, dacă veți răsfoi o altă carte sau, mai bine spus, paginile Sfintei Scripturi, am scris și eu o carte, Minunile Revelații ale Preasfintei Trăimi, acolo veți vedea că majoritatea minunilor, când a fost vorba de vindecări, s-au consumat pe fondul credinței și a voinței celui pe care le, sau care le solicita. Foarte puține minuni au fost săvârșite din milă și foarte puține minuni au fost săvârșite la intervenția altora. Noi, astăzi, în cadrul Sfintei Taine, ne-am făcut treaba așa cum a trebuit să o facem. Nu rămâne decât prea milostivul Dumnezeu să vă împlinească rugăciunile și pentru a adăuga un plus acestor rugăciuni, nu vă rămâne decât să treceți pe la racla Sfântului Mare Mucenic Ioan și să-L rugați să vă ajute în demersurile de vindecare sufletească și trupească ale frăților voastre și sau a celor care sunt în suferință. Vă îmbrățișez pe toți deopotrivă și vă doresc post binecuvântat, postul care are trei dimensiuni. O dimensiune cristologică, o dimensiune pneumatologică și o dimensiune ecleziologică. Ținem post pentru că a ținut Hristos post. Ținem post pentru că în demersul nostru este Duhul Sfânt care ne ajută. Și ținem post pentru că Biserica ține post împreună cu noi. Și pentru ca să cântăm și noi în dimineața învierii, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez, înviind tu, nu vă rămâne decât pentru această întâlnire să vă pregătiți într-un mod cu totul special. Să fiți sănătoși!